Moscutul aia întreabă, totuși cum ar trebui să reacționeze Occidentul în cazul unei agresiuni nucleare a Rusiei? Chiar asta vom discuta în 3 minute, la ora 22. Da? Pregătiți-vă de... O să facem un test, o să vă dau un exercițiu și voi fi foarte curios să văd cum veți aborda ceea ce v-am pregătit. Da, Adrian Stoica spune, în Serbia mii de oameni au fost în stradă azi pentru a susține Rusia. Da, foarte trist, foarte trist. Demonstrații s-au plimbat pe străzile din Belgrad pentru a-și arăta suportul pentru operațiunea militară din Ucraina. Da, regretabil. Regretabil, sigur. Acolo este o întreagă, sunt răni vechi. Serbia s-a luptat cu NATO în 1999. Eu am fost atunci la Belgrad. Știți, am mai povestit despre asta. Am experiența de a sta sub bombardamente NATO în 1999. Însă, desigur, intervenția NATO, oricât de nu ne-ar place războiul și oricât de mult nu ne-am dorit războiul, intervenția NATO era justificată. Da. Eu am fost la Belgrad în semn de solidaritate cu toți cei care aveau de suferit. Fie că erau sârbi, fie că erau albanezi, fie că erau de alte etnii, toți trăitorii în acel spațiu care era atunci Iugoslavia, încă mai era Iugoslavia, era și Muntenegru partea Iugoslaviei atunci, între timp Muntenegru a devenit stat independent. Toată acea zonă a trăit o experiență terifiantă. Pe parcursul unui întreg deceniu, dacă ne referim la toate războaiele din spațiul ex-Iugoslav, și felul în care am simțit nevoia atunci să-mi exprim solidaritatea cu toți cei aflați în suferință, repet, indiferent de etnia lor, felul în care am simțit să-mi exprim solidaritatea a fost să trăiesc alături de ei, măcar și chiar și pentru câteva zile, aceeași experiență. Și sigur, pentru mine a fost o experiență extraordinară, din care am tras foarte multe concluzii și am învățat foarte multe lucruri în doar câteva zile. Da. Practic, pentru mine a fost o școală, s-a dilatat timpul. În acele zile a fost ca și cum aș fi urmat o școală pentru 20 de ani. Atât de multe lucruri am învățat în câteva zile cât am stat sub bombardamentele NATO în Belgrad, în 1999. Bun, este ora 22 și așa cum am anunțat, pregătiți-vă de un exercițiu. Vă rog foarte mult, cei care ați intrat mai târziu, dați like acestui live, dați subscribe canalului, vă aștept și pe chat unde o să vă cer să răspundeți. Așadar, întrebarea mea este următoarea. Imaginați-vă, este un exercițiu, da? Vreau să văd cum gândiți. Orice răspuns dați este un răspuns bun. Nu, să nu vă simțiți inhibați, să nu considerați că, vai, dar dacă scriu ceva greșit sau ceva rău. Nu. Orice ce veți exprima legat de acest exercițiu este un lucru bun. Pentru că ne ajută să reflectăm, ne ajută să gândim. Important e cum gândim asupra acestei probleme, nu răspunsul efectiv pe care îl veți da oricare dintre voi. Da? Deci, fiți dezinhibați și încercați să răspundeți așa cum simțiți voi, dar gândiți-vă puțin. E următorul scenariu. Imaginați-vă următorul scenariu. Acum vă descriu exercițiul și o să vă ofer două opțiuni de răspuns și discutăm pe marginea lor. Sigur, putem imagina mult mai multe scenarii, dar nu ne complicăm acum. E un exercițiu de gândire, da? Nu de tranșare a vreunui adevăr. E următorul scenariu. Sunteți Biden sau sunteți decidenții NATO sau decidenții Uniunii Europene. Dar hai să spunem decidenții NATO. Iar Putin, într-o ieșire din asta nervoasă, atacă nuclear România. Trimite o rachetă nucleară din Rusia în România. Din Rusia în România, știți câte minute face o rachetă nucleară? Dați-mi pe chat dacă știe cineva. Da? Dați-mi pe chat dacă știți în câte minute ajunge, să zicem, din Crimea. O rachetă nucleară la București. 4 minute, așa e. Nu, în 15-20 de minute Andy Crețu ajunge la Londra. Deci o rachetă nucleară trimisă din Rusia, hai să spunem, dintr-o parte vestică a Rusiei, ajunge la Londra în 17 minute, 17-20 de maxim 20 de minute. Da. Londra. În București, 2, 3, 4 minute.
Nu ai timp de nimic. Adică nu ai timp. Ce timp să ai să te ascunzi pe undeva, să te refugiezi pe undeva? Nu ai timp de nimic, da? Bun. Deci Putin, într-o ieșire nervoasă, decide să atace nuclear Bucureștiul. Da? Sunteți decidenți ai NATO. Sunteți decidenții NATO. Conform articolului 5 din tratatul NATO, atunci când un stat membru este atacat, se consideră că toți ceilalți sunt atacați. Da? Întrebarea este următoarea și sunt două variante de răspuns. Întrebarea este, dacă răspundeți nuclear, dacă răspundeți proporțional cu atacul, da? A fost atac nuclear, răspundeți proporțional cu atacul, adică tot cu un atac nuclear asupra Rusiei, tot cu, să zicem că răspundeți cu o singură rachetă nucleară, nu cu mai multe. Da? Loviți nuclear Rusia. Dar asta poate duce la o escaladare și la un război nuclear generalizat care ar distruge civilizația. Ăsta este scenariul numărul 1. Da? Deci sunteți decidenți NATO și hotărâți așa. Aveți două opțiuni. Fie atacați Rusia nuclear, deci atacați proporțional cu atacul venit din partea lui Putin, pentru a răzbuna cumva un membru aliat care a fost lovit puternic, da? Să presupunem că București e lovit, vă dați seama, mor sute de mii de oameni, ar fi un moment absolut, n-avem cuvinte să-l descriem, da? Deci ori decideți ca NATO să atace Rusia nuclear, dar asta duce la un război generalizat nuclear, pentru că Rusia ripostează și se crește spirala și se dă drumul la sute și mii de focoase nucleare care desigur ar distruge întreaga civilizație. Ori nu răspundeți nuclear, sacrificați în felul acesta un membru al alianței, pentru că Bucureștiul va fi distrus, da? Dar salvați civilizația. Ce ați decide? Adică nu va fi un război nuclear global, deci nu va fi un război nuclear care să distrugă întreaga civilizație. Nu vor fi sute de rachete nucleare care să fie trimise dinspre americani, spre ruși și viceversa. Deci cum ați răspunde? Ce ați decide voi? Dacă ați fi decidenții, dacă decizia ar sta la voi, da? Fiecare dintre voi se zice că ar avea ultimul cuvânt. Ați ataca nuclear Rusia, dar ați contribuie astfel la distrugerea civilizației? Sau ați accepta să sacrificați un aliat, dar ați salva civilizația? Dați-mi, vă rog, răspunsuri. 1 sau 2. Sau puteți să și elaborați, puteți să și explicați, puteți să și motivați de ce optați pentru varianta 1, adică atacați nuclear Rusia, dar asta înseamnă distrugerea civilizației, clar. Sau nu atacați nuclear Rusia, ci, mă rog, luați alte măsuri, dar nu atacați nuclear, salvând astfel civilizația, dar sacrificând un membru NATO, care poate fi România sau, cum vreți, poate să fie Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, oricare. Dar am zis România ca să creștem miza discuției. Ce ați face? 1 sau 2? Dați-mi, vă rog, pe chat răspunsuri. Cel mai simplu, dați-mi cu 1 sau 2, după care motivația. Da? Dar vreau să văd 1, răspunsul 1. Răspundeți nuclear, dar contribuiți la distrugerea civilizației, că va fi un război nuclear total. Sau răspunsul 2, nu atacați nuclear Rusia, dar în felul ăsta sacrificați un membru NATO, da? Salvând însă civilizația. Haideți să vedem răspunsurile voastre. Da, Andy Crescu spune așa, în momentul în care un stat NATO este atacat, dar vreau să văd mai întâi răspunsurile, după care încep să și citesc, ca să nu vă influențez prea tare. Gabriel Preda, păi și scutul de la Deveselu? Gabriel, scutul de la Deveselu nu ne-ar apăra pe noi direct. Scutul de la Deveselu, sincer, mai degrabă e util pentru a proteja mai mult țările care sunt mai la vest de noi. Da? Pentru că, iar acum exercițiul pe care îl facem este ca și cum să știi că toate aceste măsuri defensive nu au acuratețe 100%.
Deci chiar dacă, să zicem că ar fi trimise 100 de rachete nucleare sau de un alt fel, sistemul defensiv al NATO poate ar opri 70%, 80% dintre rachete, dar nu pe toate. De acum, de dragul acestui exercițiu, ca să nu complicăm, că așa putem să adăugăm multe alte detalii. Da? Pentru a nu complica exercițiul, pe mine mă interesează cum gândiți. Pentru a nu complica exercițiul, să presupunem că Putin trimite o rachetă care chiar lovește Bucureștiul. Da? Și sunteți stupefiați, aflați știrea, vedeți ce se întâmplă și trebuie să luați decizii, să decideți ce faceți. Răspundeți nuclear, distrugeți civilizația de dragul unui membru aliat, sau nu răspundeți nuclear, sacrificați un membru aliat, dar nu distrugeți civilizația. Însă scutul de veselul nu ne protejează 100% sau în niciun caz. Bun, ia să vedem răspunsurile voastre. Hai, curaj! Curaj! Dați-mi unul sau doi ca să văd foarte clar răspunsurile, da? Ca să văd foarte clar, pentru că unii dintre voi veți și comenta, o să citesc comentariile voastre, dar vreau să văd și unul sau doi, ca să am o evidență rapidă asupra răspunsurilor voastre. Și da, cei care ați intrat mai târziu, dați like acestui live și pentru a intra în discuția de pe chat, dați subscribe canalului, vă rog. Bun. Haideți să vedem ce ați răspuns. Da, Sorin Pânca clarifică asta cu scutul, tema scutului. E pentru rachetele care trec peste România cu ținta Europa de Vest. Corect. Kamikaze spune, aș ataca nuclear. Da? Deci un prim răspuns. Bun, de fapt primul răspuns este al lui Andy Crețu. Andy Crețu spune așa. În momentul în care un stat NATO este atacat, iar răspunsul nu este cel puțin proporțional, NATO nu mai există de facto din acel moment. Așadar, aș trage 1000 de focoase nucleare peste Rusia. Asta știi, însă, ești conștient, ar însemna sfârșitul civilizației. Da? Dar, repet, fiecare răspuns e bun. Însă, important e cum și ce ați decide și cum argumentați. Mulțumesc foarte mult pentru răspuns, Andy Crețu. Kamikaze spune aș ataca nuclear. Cum o spune și numele numele ales pentru a scrie pe chat, Kamikaze. Sorin Mihailă spune 1, deci ar ataca și Sorin Mihailă ar ataca nuclear. Ok? Elvis 1, deci ar ataca nuclear. Nu răspund niciodată cu armă nucleară și dacă îmi dă 1000 de rachete nucleare peste Europa sau SUA. Arma nucleară e arma de intimidare, de bobo pentru copiii mari. Nu se folosește niciodată de lideri. Da, dar atunci te atacă Putin, te lovește și te distruge. Poate te atacă și în America. Dacă tu nu răspunzi, începe cu România, după aia trimite încă una la Paris, mai trimite și la Londra, vede că nu răspunzi, trimite și la Washington. Gândește-te la asta, Elvis. Florin, dacă sacrifici un aliat, nu e nicio garanție că nu va veni și după al doilea. Corect. Al treilea și așa mai departe. Corect. George Niculescu. Eu cred că ar fi atac all-in în secunda 2. Nu ce ar fi, ci ce ai face tu. Deci eu vreau să pun pe voi presiunea deciziei. Da? Voi decideți. Fiecare dintre voi are butonul sau are decizia finală. Atacă nuclear Rusia, asta înseamnă distrugerea întregii civilizații, sau nu atacă militar Rusia, asta înseamnă sacrificarea unui aliat și poate invitarea lui Putin să atace și alții aliați, mai încolo dacă vede că îi merge. Andy Crețu, 1. În momentul în care un stat NATO, bun, asta am mai citit, da? Ar trage 1000 de focoase nucleare, ok. ZB spune așa, cine atacă nuclear primul, moare al doilea. Da, niște minute mai târziu, să zicem, sau ore. Sorin Pâncă, 2. Atac convențional cu termobarice asupra tuturor locurilor unde ar putea fi Putin. Interesant răspuns, îți mulțumesc, Sorin. Bun, Kamikaze, da, precizează că este răspunsul numărul 1. Mario Adrinda, 2. Deci nu ar ataca nuclear. Deși ar fi o tragedie imensă, în ultima instanță trebuie să gândim pragmatic și atunci nu am atacat nuclear Rusia.
situația nu e alb-negru, nu înseamnă că nu am continuat războiul împotriva Rusiei. A, și e Marius, zice. Marius Drinda. Ok, ok. Eu citesc ce văd, pentru că sunt multe nickname-uri din astea bizare, dar le citesc așa cum sunt, de regulă. Doar pe alea care au tot felul de semnificații necitibile, nu le citesc. Remus Cutunoaia. Eu mizez pe faptul că NATO are o hartă cu locațiile nucleare ale Rusiei, unde nu sunt civili și aș ataca doar acele locații. Da, dar o lovitură nucleară are efecte largi, adică radioactivitatea aia, gândiți-vă că atunci când a explodat centrala de la Cernobâl, norul radioactiv s-a dus peste aproape întreaga Europa, s-a fost detectat prin Suedia, Norvegia. Deci a fost o singură centrală nucleară. Dacă ar fi mai multe rachete nucleare, radioactivitatea s-ar duce pe toată planeta, adică am fi cu toții afectați. Plus că dacă Rusia ar simți că e atacată cu și mai multe rachete, ar da drumul propriilor rachete. Mai sunt și submarine. Nu sunt numai depozite de rachete pe teritorii, pe uscat, să zicem, da? Sunt și submarine nucleare care pot fi aproape, amplasate aproape de Statele Unite, să treacă de acolo și să ajungă rachetele tot așa la Washington sau la New York sau în alte orașe, metropole americane, în alte metropole, să ajungă în tot așa, în 2, 3, 5 minute. Și americanii să nu le poată opri pe toate. Poate opresc câteva, doboară câteva în zbor. Dar n-au cum să le... Niciun sistem nu este 100% impenetrabil. Dar mulțumesc pentru răspuns. Însă, tocmai, e foarte fain. Vreau să văd cum gândiți. Ăsta e exercițiul. Mădălina, 1. Voi aplica legea ebraică a talionului. Mulțumesc pentru răspuns, Mădălina. Sorin, dacă nu am răspunde, ce rost mai are NATO? Interesantă observație. Da. ZB, civilizația umană e mai presus decât un stat. Deci, înțeleg 2 de aici. ZB. Error 404. Răspunsul este un ADN în ADN. Este în ADN-ul fiecăruia, cred că ai vrut să scrii. Gabriel Preda, 2. Bomba aici este deja dată, căzută, nu se poate da înapoi. So full force ahead, dar nu cu nucleare. Ok, deci sugerez că ai ataca Rusia, dar cu arme convenționale. Trupe la sol, cu avioane de vânătoare, cu naval, de asemenea că ar fi și un conflict pe mări și oceane, dar nu cu nucleare. Bun, dar Putin ar putea continua. Ar continua cu Varșovia, să zicem, sau Vilnius, sau, eu știu, altă capitală a unei țări UE sau NATO. Florin D. 1, deci ar ataca nuclear. Andy Crețu, nuclearele nu înseamnă sfârșitul lumii, s-au făcut mii de teste nucleare, nimic nu s-a întâmplat. Andy, dacă se dă drumul la... Am citit mai de mult, n-am acum să vă dau o referință, dar dacă se dă drumul la arsenalele existente, ele pot distruge civilizația nu doar o dată, ci de 1000 de ori. Deci noi avem acum armele nucleare pe care le posedă Rusia și America și alte țări, China și alte țări care mai au arsenal nuclear, ar putea distruge civilizația nu doar o dată, ci de 1000 de ori. Și oricum vă dați seama cum ar arăta, hai să spunem că nu se distruge de tot civilizația, dar cum ar arăta lumea cu niște capitale lovite de bombe nucleare? Gândiți-vă la asta. Plus, consecințele pe ani sau decenii, că radioactivitatea aia se va răspândi. Da? Da, error 404, funcționalitatea și mecanismul celular ne spun că trebuie să sacrificăm anumite celule pentru binele întregului organism. Deci înțeleg aici opțiunea 2. Adrian Stoica, oare rușii ar trimite o singură bombă și aia deasupra Bucureștiului, până și palestinienii știu că se trimit 3000 de rachete? Bun, Adrian, să presupunem că trimit mai mult, nu contează câte trimite, dar una chiar lovește Bucureștiul. Da? Adică... realitatea e că o capitală NATO e lovită nuclear. Asta e. Da? Că a trimis una sau cinci sau șapte și doar una a lovit. Oricum, scutul ăsta de la Deveselu, că discutam mai devreme, nu ar proteja România foarte bine. Nu. E mai degrabă pentru a proteja țările din de mai la vest de noi. Da, George Niculescu spune 1.
kamikaze 1, repetă 1, da? Niște atacuri țintite cu arme nucleare tactice asupra instalațiilor militare ruse. Da, însă rușii până vin alea, știți că se, dacă ei dau drumul, dau și ei. Dacă americanii trimit, rușii văd asta, că au radare și ei instalate și dau și ei drumul la un atac masiv cu arme nucleare înspre ținte din lumea democratică, lumea liberă, sau din Statele Unite, sau din Europa. Din Europa. Ok. Adrian Stoica, decizia nu ar fi la un om, dar desigur răspunsul ar fi contraatacul cu arme nucleare. Ok, deci tot unul. Georgian Costinescu, nu am atacat nuclear, bineînțeles. Ce fain este că și cei care spuneți 1 și cei care spuneți 2 spuneți bineînțeles, desigur că 1 sau desigur că 2. Ceea ce e foarte simpatic. Mulțumesc pentru fiecare răspuns și e foarte faină. Sper că vă place exercițiul. Văd o emulație foarte mare a răspunsurilor. S-a creat o emulație și văd că răspundeți foarte fain și vă mulțumesc pentru asta și vă felicit. Cei care ați intrat mai târziu, dați like acestui live, exercițiul despre care discutăm, da? Pentru că văd contorizarea celor care au intrat, au mai intrat câțiva mai târziu. Exercițiul constă în următorul lucru. Imaginați-vă scenariul în care voi sunteți decidenții NATO, în contextul în care Rusia lovește nuclear Bucureștiul, da? Sau o capitală NATO, oricare, Varșovia, Vilnius, Riga, oricare, da? Dar să presupunem că Bucureștiul, pentru a ne gândi la noi direct sau la România, da? Ce ați face? Aveți două opțiuni. Atacați nuclear, răspundeți proporțional cu atacul rus, adică atacați și voi nuclear Rusia, dar asta înseamnă apoi un război generalizat nuclear care ar distruge civilizația de dragul unui aliat pe care îl apărați, da? Sau pentru că a fost atacat unul dintre aliații NATO, răspunsul se justifică, tot nuclear. Sau nu răspundeți nuclear pentru a salva civilizația, dar în felul ăsta sacrificați unul dintre aliați. Da. Asta este exercițiul și de aici sunt comentariile. Iar ca să intrați în comentariile de pe chat, dați subscribe acestui canal și imediat intrați pe chat, unde vedeți și răspunsurile. Și puteți de asemenea să formulați propriul răspuns. Florin D. Cred că armele nucleare sunt strict defensive în prezent. Practic nu poți invada acea țară, dar dacă le folosești ofensiv, ești ca și mort. Da, bun. Dacă le se folosesc generalizat, ar fi consecințe, clar. Asia Power, de ce nu poate NATO? Da, o adresă nouă, spune Nagasaki, da? Aici prin asta cred că sugerez că s-ar da și o a doua rachetă. Ar fi posibil ca Putin să continue. Asia Power, de ce nu poate NATO să rezolve acest diabolic terorist la fel cum i-au rezolvat pe alți criminali, ca Saddam Hussein sau Ben Laden? Pentru că are arme nucleare. Și dacă vrei să-l ataci pe teritoriul lui, poate să răspundă cu arme nucleare. Deci o să vă spun de ce am ales acest exercițiu. Mai aveți încă, vreau să vă citesc comentariile, vreau să citesc comentariile voastre și apoi la final vă voi în maxim 10 minute vă spun de ce am ales acest exercițiu. Nu este întâmplător. Și sunt foarte faine întrebările voastre, sunt foarte faine comentariile voastre, da? Se vede că gândiți, reflectați la această problemă, ceea ce este minunat. ZB, România puțin probabil să fie atacată. Nu, să presupunem că ar fi atacată, da? Deci mergem pe, e o presupunere, e un exercițiu ăsta. Că o să atace sau nu, evident, toți sperăm să nu se ajungă la așa ceva. Dar e un scop didactic, e un scop de exersare a minții, a gândirii politice. Acest scenariu pe care vi l-am prezentat, acest exercițiu. Andy Crețu, dacă dă America vreo câteva sute peste Rusia, nu mai are cine răspunde, deci va fi distrusă doar Rusia. Pacuba în ciuperci. Andy Crețu, Rusia are radare. În momentul în care vede că vin rachete NATO din mai multe direcții sau mai multe rachete, dă drumul și Rusia la răspunsul nuclear imediat. Deci NATO nu are la dispoziție timp, dacă ar ataca Rusia, să zicem, masiv, în timpul în care rachetele NATO sunt în drum spre Rusia, acele câteva minute sau zeci de minute, depinde de distanța de la care se atacă, acele
minute ar fi răgazul pentru ca rușii la rândul lor să dea drumul arsenalului propriu către țintele fixate, că oricum rușii au țintele fixate. Fiți sigur că și Bucureștiul este pe, e o țintă. Undeva e o rachetă pregătită și pentru noi, sau mai multe. Fiți sigur de asta. Asta chiar e adevărat. Da? Ei nu stau să vadă, aoleo, pe cine atacăm acum? Vin americani, ne atacă americanii, pe cine? Către ce orașe să trimitem? Nu, totul e prestabilit. Toate capitalele NATO sunt ținte. Niște rachete din niște silozuri de pe undeva sunt programate să lovească fiecare capitală NATO. Asta vă garantez. Asta deja există. Iar dacă s-ar da ordinul, el ar fi pus în aplicare în câteva secunde, probabil, sau minute, foarte puține minute. Da, pentru că asta e, au sisteme militare gândite de decenii în acest spirit. Da, Sorin Pânca, iarna nucleară, plante moarte că nu au soare. Corect, animale și oameni de mor de radiație, corect, și foamete, contaminare peste tot, inclusiv apă. Corect. Ar fi sfârșitul civilizației, ce să mai. Poate ar supraviețui pe aici pe acolo niște oameni. Poate ar fi unii din aparate guvernamentale să se vor duce repede în niște buncăre și vor supraviețui acolo niște ani. Dar cât ar putea să reziste în buncărele alea? Că nu cred că sunt pregătite buncărele alea pentru 200 de ani sau 2000 de ani. Tot au nevoie să iasă la suprafață la un moment dat. Sau să-și găsească niște resurse, să se întindă pe... să continue cumva viața mai departe, dar cum să o continue la nesfârșit în niște buncăre? N-au cum. Deci și cei care s-ar salva, s-ar salva doar temporar. Câțiva ani cât ar putea rezista în niște buncăre? Hai, 10 ani, 20 ani, mai mult? E puțin probabil. Și chiar așa, ce lume ar mai fi aia? Chiar dacă s-ar salva câțiva. Da, Remus spune, ar mai fi o idee cu bomba în aer care are efect asupra tuturor comunicațiilor. Nu mai amintesc cum se numește, dar ar fi o idee ca măcar să inhibăm sistemul lor. Bun, sigur, există sisteme defensive, există tot felul de... Dar pe mine nu asta mă interesează, să căutăm acum o salvare a Bucureștiului sau o salvare a orașelor capitale NATO. Pe mine mă interesează cum gândiți într-un astfel de scenariu în care aveți doar cele două opțiuni. Repet, putem imagina tot felul de scenarii. Putem să le extindem, putem să facem 3 variante, 5 variante de răspuns. Însă am vrut în seara asta să exersăm pe marginea unui scenariu simplu cu 2 variante de răspuns. Și iată ce răspunsuri, ce comentarii foarte faine ați postat, ceea ce este fantastic. Error 404. Dar de ce aceste scenarii apocaliptice? V-a săturat de viață? Nu, am spus, o să vă dau și motivația imediat. La ora 20:30. Mai răbdare 5 minute. Da? Mai întâi v-am dat scenariul, acum citesc comentariile voastre, răspunsurile voastre care sunt foarte faine și vă spun în 5 minute de ce am ales acest exercițiu. Iar dacă sistemul de comunicație este inhibat, poate fi o șansă să intre... ca între timp să căutăm vinovații și să îi capturăm. Ar fi un scenariu, dar eu vă spun, rușii au sisteme care se activează, sigur, la comanda lui Putin sau a liderului suprem, dar se activează imediat și dacă dau drumul la miile lor de focoase, n-au cum să fie oprite toate. Kamikaze, Remus, tu ce alege? Vă spun, după 20-30, încă 4 minute. Georgian Costinescu, eu acum am venit, acum aud întrebarea. Da, Georgian, te invit la să reflectești și să răspunzi. Da? Dacă ai aflat întrebarea, ai o temă, ai un exercițiu, da? Ai o întrebare la care sper să răspunzi. Și da, au mai intrat câteva persoane mai târziu. Deci exercițiul pe care îl discutăm acum cu toți ceilalți e pe chat discuția, deci dați subscribe acestui canal, dați like acestui live. Exercițiul este următorul. Sunteți decident NATO? Rusia lui Putin decide să lovească nuclear Bucureștiul. Aveți două scenarii pe masă, răspundeți proporțional, adică răspundeți tot cu un atac nuclear asupra Rusiei, dar asta va însemna un război nuclear cu Rusia, deci sfârșitul civilizației, de dragul unui aliat. Opțiunea 2, nu răspundeți nuclear, încercați alte căi
care pot fi multiple, negocieri, război convențional și așa mai departe, dar nu atacați nuclear pentru a salva civilizația, însă sacrificați astfel un aliat. Asta e întrebarea, răspundeți cu 1 sau cu 2. Ce opțiune alegeți? Varianta 1, declanșați războiul nuclear, sau varianta 2, nu răspundeți nuclear, dar sacrificați un membru NATO. Faptul că... Ok. Mai trec peste unele comentarii, că nu toate au relevanță. Eu le citesc, dar nu o să le dau glas tuturor. Bun, haideți să mergem mai jos. Georgian Cosinescu, se plictisesc în buncăr, ei sunt învățați în lux. Nu e vorba de plictis, vă dați seama ce lume ar fi aia. Da. Nu e vorba nici de lux, nici de plictis. Error spune varianta 3. Nu avem varianta 3 pentru acest exercițiu. Viermele nihilist, Remus, ai putea argumenta de ce crezi că sfârșitul civilizației ar fi o tragedie? Da, simt foarte simplu, n-ar mai asculta nimeni Mozart și cred că e un suficient. Cred că e un argument suficient. Putem adăuga și altele, da. Sunt mulți copii care ar o întreagă viață înainte și dacă te uiți în ochii lor, ai vrea să-i vezi crescând și bucurându-se de viață, n-ai vrea să moară la 3 ani, 5 ani, 7 ani. Se pot găsi multe. Faptul că Rusia e interesată de ce trebuie să audă cetățenii ei și ce nu, faptul că bombardamentele sunt limitate, totuși ne spun că nu există teoria asta apocaliptică. Nu mă interesează că nu se va întâmpla. Sigur că nu ne dorim să se ajungă aici. Eu doar am încercat, v-am propus un exercițiu de reflexie, de gândire, dacă ați fi decidenți. Și imediat o să vă și explic motivația. După Chișinău, Bucureștiul este următoarea țintă, spune Georgian. Foarte posibil. Sorim până că bazele militare sunt ținte, mai ales alea cu scuturi. Corect. Cineva spune, mutați-vă din București. Nu, asta e problema. Da? Problema e ce facem. Da? Sunteți membri, deci sunteți decidenți ai NATO, nu sunteți bucureșteni. Da? Sunteți decidenți ai NATO, sunteți în altă parte, nu sunteți aici. Elvis, ce am înțeles invers, răspunsul meu e 2. Ok, sacrific aliatul, niciodată nu răspund nuclear. Ok, perfect. Da, era o contradicție între 1 și răspunsul explicat. Am sesizat și o contradicție. Foarte bună precizarea. Mulțumesc, Elvis. Drums of War, ar trebui să-mi schimb numele. Bad timing cu războiul. Da. Nicolae Cosmin Greco, ce-ar face NATO dacă ar fi atacat nuclear un aliat? Da, asta este. Asta era întrebarea. Drums of War, se sacrifică toată alianța, nu doar un aliat, astfel NATO își pierde credibilitatea. E adevărat și asta, dar ce credibilitate va avea într-o eră post-apocaliptică în care nu mai există civilizație și nu mai ai cui să-ți arăți credibilitate? Bun, dragilor, este 22:30. Am promis că la și 30 vă spun de ce v-am propus acest exercițiu și care ar fi răspunsul meu. Încă o dată, foarte faine răspunsurile voastre. Minunat dialogul care s-a generat pe chat. Și vă felicit pe toți cei care ați răspuns. Repet, niciun răspuns nu e rău. Toate ideile sunt bune. Pentru că ne ajută să gândim, să reflectăm. Asta e ideea exercițiului. Exercițiul nu este gata, am rezolvat problema, trebuie făcut așa, că așa e mai bine. Nu. Motivul pentru care v-am propus acest exercițiu este să vă pun într-o situație foarte dificilă. Situație în care politicienii, decidenții sunt adesea puși. Politicienii, decidenții nu au de ales doar între o variantă excepțional de bună și o variantă foarte bună. Și una bună, să zicem, o a treia opțiune. Da? Deciziile politice sunt de multe ori extrem de grele. În sensul că orice ai decide, vei pierde ceva major, ceva semnificativ. De asta, exercițiul este de natură, sper, să vă ajute să înțelegeți cât de greu este să fii decident politic.
Sigur, noi suntem nemulțumiți de politicienii noștri, adesea sunt mediocri, cum spuneam, mulți sunt corupți, n-au viziune. Da, îi criticăm și îi știm, îi cunoaștem. Dar am vrut prin acest exercițiu să vă pun în postura unui decident care are de făcut alegeri cumplite. Alegeri care presupun sacrificarea multor vieți omenești. Și un politician adevărat trebuie să fie pregătit și pentru asta. Trebuie să fie pregătit și pentru a lua decizii cumplite. Pentru a lua decizii în contexte foarte, foarte grele, în care orice ar decide, vor muri oameni. Sau vor fi sacrificați niște oameni. Într-un fel sau altul. Am dat un exemplu extrem, este vorba de un atac nuclear, dar puteți multiplica un astfel de exercițiu asupra foarte multor altor probleme politice cu care ne confruntăm în România sau în alte țări. Să fii decident, să fii politician de top, da, este extrem de greu. Nu este deloc ușor. Sigur, unii își achită, își onorează aceste sarcini cu mai multă înțelepciune, alții mai puțin, cu mai puțină înțelepciune, după caz. Da, istoria e plină de exemple și dintr-un și de un fel și de celălalt. Însă am vrut să gândiți voi, să reflectați voi la situația în care de voi ar depinde o astfel de decizie extrem de grea. Și chiar dacă în viața de zi cu zi guvernele nu au de decis atacuri nucleare, vă asigur că au multe decizii de luat, din care un politician înțelept și responsabil și dedicat țării sale va ști că va avea pe cineva de sacrificat. Într-un fel sau altul. Economic, social, dar, cum foarte bine știți, nu avem resurse pentru a rezolva toate problemele. Oricât de dezvoltați am fi economic. Nu avem toate pârghile pentru a rezolva toate problemele. Oricât de bine intenționați am fi. Nu avem la îndemână decizii ușoare atunci când suntem la nivele înalte de decizie. Ci de foarte multe ori avem de ales între un rău mai mare, un rău mediu și poate un rău ceva mai mic. Dar tot un rău, tot un sacrificiu. Și asta este esența politicii. Politica este pentru oameni dispuși să ia decizii grele. Asta am vrut să vă transmit prin acest exercițiu. Eu aș răspunde cu varianta 2. Nu aș ataca nuclear. Aș miza pe o altă soluție, poate o negociere, nu pe un conflict militar. Aș da semnalul că dacă ar urma încă o rachetă, atunci da, aș trece la varianta 1. Sau cel puțin l-aș convinge pe oponentul meu că la o nouă rachetă aș trece la varianta 1. Pentru că dacă el nu ar fi convins că la o nouă rachetă pe care ar trimite-o, dacă nu ar fi convins că aș trece la varianta 1, adică aș ataca și eu total, atunci el ar continua agresiunile. Dar pentru a salva civilizația, ar sacrifica un membru. Este o decizie cumplită, însă aș mai da o șansă civilizației. Măcar încă una. Poate ultima. Dar aș mai da o șansă. Asta ar fi opțiunea mea. Ar fi opțiunea 2. Opțiunea 1 ar închide tot. Ar termina tot. Întreaga aventura umanității. Sigur că sunt multe argumente și le-ați prezentat foarte bine. Ați spus, da, dar alianța nu mai are credibilitate. Bun argument, însă până la un punct. Nu va mai exista nimeni care să măsoare credibilitatea alianței după un război nuclear total. În timp ce varianta 2 ar mai lăsa o portiță, ar mai da o șansă acestei umanități cu bunele și relele ei să supraviețuiască.
și ar mai da o șansă să fie găsită o soluție de temperare sau de eliminare a tiranului dispus să înceapă un holocaust nuclear. Pentru că da, dacă aș avea o cale să-l asasinez, nu aș ezita. Da. Însă pentru asta ar fi nevoie de timp. Poate aș găsi un general dintre acoliția acelui tiran care și-ar obi atât de mult familia încât n-ar vrea un holocaust nuclear. Și poate ar fi dispus să-l asasineze. Cum au fost generali germani, ofițeri germani, dispuși să se sacrifice pe ei înșiși pentru a-l asasina pe Hitler. Știți că au fost mai multe atentate. Planul Valkyria, poate vă spune ceva. Da? Planul Valkyria de asasinare a lui Hitler a eșuat, dar a fost foarte aproape de succes. Colonelul von Stauffenberg, care a adus acea bombă chiar în bârlogul lui Hitler. Însă aș opta pentru varianta 2, care mi-ar mai lăsa niște opțiuni pe masă. Să salvez civilizația și să-l pedepsesc pe nenorocit. Într-un fel sau altul. Asasinându-l sau altfel, repet, într-un fel sau altul, însă varianta 2 mi-ar mai lăsa opțiuni. Varianta 1 ar închide tot. Inclusiv opțiunile mele de decident și de, să zicem, apărător al democrației. În timp ce varianta 2 ar mai menține șansa supraviețuirii acestei civilizații și chiar pedepsirii tiranului ei, care este atât de abject încât să folosească arme nucleare. Georgian Costinescu spune: întrebări mai ușoare nu știți să puneți? Nu, am vrut să vă provoc o întrebare foarte grea, tocmai pentru a vă pune, pentru a vă arăta mizele morale extraordinare ale politicii. Politica este cel mai nobil lucru pe care îl poate face un om onest și un om care are valori morale. Pentru că faci politică pentru ceilalți, te dedici celorlalți. Da, sunt unii care folosesc pârghiile politice pentru interese personale. Acei politicieni corupți, acei politicieni tirani, acei politicieni lipsiți de viziune. Da, există și astfel de politicieni. Pe aceea ar trebui să îi îndepărtăm treptat din mediul politic. Și asta o putem face prin implicare, prin ieșit la vot, prin construirea unor formațiuni politice cu oameni onești și care au viziune. Dar politica, dacă atunci când e făcută de oameni onești care au valori, este cel mai moral lucru pe care îl poți face. Pentru că prin deciziile tale, implicațiile sunt la nivel național sau la nivel global. La nivel național dacă ești politician într-o țară, la nivel global dacă faci parte dintr-o structură internațională importantă sau dacă ești liderul lumii libere. De-aia v-am spus că ați putea fi Biden sau, în fine, decident NATO sau oricare altcineva, oricare alt președinte american sau decident NATO care ar putea să ia astfel de decizii. Și am vrut să vă pun mintea în mișcare. Am vrut să vă pun mintea în mișcare și să intuiți cât de complicat e să fii politician. Și vă mulțumesc că ați răspuns extraordinar. Ați răspuns extraordinar și vă felicit pentru asta. Da. Vă felicit pentru asta. Chiar m-am simțit foarte bine citindu-vă comentariile și văzând fluxul foarte mare de răspunsuri din partea voastră. Nicolae Cosmin Grecu spune: vom avea în viitor politicieni umaniști care vor lua astfel de decizii care nu implică pierdere de vieți omenești? Scopul ăsta este. Scopul unui politician umanist este să salveze vieți. Însă trăim într-o lume în care războiul poate deveni realitate. Și uneori, oricât de umanist ai fi, trebuie să pleci la război. Tocmai pentru a apăra un bine superior sau pentru a salva o națiune sau pentru a salva o lume liberă. De aceea războiul face parte din arsenalul celor mai înțelepți politicieni umaniști. Războiul este o armă necesară și utilă din arsenalul celor mai pacifiști politicieni. Fără o armată bine pregătită, fără arme
puternice care să te apere, nu poți prezerva pacea. Este doar o utopie. Cei care consideră că doar cu vorba bună putem pacifica lumea, nu au citit istorie. Istoria îi contrazice la fiecare filă. Ar fi minunat ca doar prin argumente și prin cuvinte, prin idei, să pacificăm această planetă, să înlăturăm tiraniile, să înlăturăm nedreptățile. Numai că realitatea este cum este. Noi, ca specie, am trecut prin istorie sfâșiindu-ne, torturându-ne, chinuindu-ne, omorându-ne unii pe ceilalți, comițând masacre abominabile de nenumărate ori, aproape la fiecare generație. E important să înțelegem asta și, de asemenea, să înțelegem că dacă e să avem o cheie pentru un viitor mai bun, el ține de democrație. Doar democrația a temperat bestia din om. Doar democrația a temperat monstruozitățile care clocotesc în noi și care sunt moșteniri ale unui trecut îndepărtat, cum am mai vorbit la mai multe alte clipuri sau la cursurile mele de politică. Cei care doriți, aveți și această șansă să participați la astfel de cursuri de politică. În descrierea acestui live aveți link-ul și detaliile pentru acest curs. Dar asta am vrut să vă transmit, da? Politica e despre un bine pe care îl faci, un bine general pe care îl faci. Uneori e nevoie de spirit, de sacrificiu. De asta vă spuneam că acest președinte Zelenski se încadrează foarte bine acum în prototipul unui politician erou, da? Unui președinte erou. El clar va rămâne în istorie ca un erou, pentru că a luptat. Chiar dacă el va fi învins până la urmă, pentru că trupele trimise de Putin în Rusia sunt copleșitoare. Da? Sunt forța militară a Rusiei este superioară numeric și tehnologic armatei ucrainiene. Însă, rezistența ucrainienilor este extraordinară, este admirabilă. Și faptul că Zelenski nu a plecat, deși s-au făcut oferte, îl pune în galeria marilor eroi ai acestui secol. Da? E un erou tragic. E probabil. Dar chiar dacă Rusia va câștiga războiul, îl va pierde în realitate. Da? Ucrainienii nu se vor supune. Și acest spirit de rezistență, eu cred că se va perpetua chiar dacă armata ucraineană va fi nimicită în cele din urmă. Deși să vedem că sunt și pierderi mari de partea Rusiei. Sunt mai multe scenarii pe care le putem lua în calcul. Putin pare hotărât să meargă până la capăt, nu are scrupule, este un tiran odios, așa cum au fost și alții în istorie, are o mentalitate de tip Hitler, își sacrifică propriul popor pentru că îi arestează și bate și torturează pe cei care îl critică la Moscova sau în alte orașe rusești. La fel cum nici Hitler nu era interesat de sacrificii, nici lui Hitler nu-i păsa de sacrificiile poporului german în perioada finală a războiului, când era limpede că războiul este pierdut. Hitler a mers până la capăt și a prelungit agonia Germaniei, deși putea capitula oricând, în 44 sau la începutul anului 1945, dar nu, el a mers până la capăt și și-a supus poporul unui dezastru total. La fel gândește și Putin.